Bun salutare tuturor, numele Mercedes și astăzi îți găsim la probabil cel mai tare mod din jocul FIFA 22. Ce am și o parte băieți, în momentul în care vom intra în acest specii, este că avem, cred că, peste 1000 de jucători icon. Adăugați avem echipele legendare, cea mai bună echipa lui Dinamo Kiev, al lui Moscova, Zenit, vedem chiar aici situația echipa Galatasaray cu Hagi și Popescu din anii 2000 care au bătut Real Madrid. Avem echipe extraordinare ca Manchester United din 1999, ca Liverpool din 2005 care a bătut AC Milan în marea, marea finală, Avem foarte, foarte multe echipe tar, dar avem și cele mai mișto echipe din România. După cum putem vedea, cea mai bună echipă a lui Poli Timișoara, a lui Petrul, a lui Pandure, a lui Gaz, Metan, a lui Vaslui. Urmează un episod foarte, foarte mișto. Pentru cei care nu au înțeles exact care este treaba cu acest mod, avem cele mai tari echipe all time, ca de exemplu avem Fece Vasluiul cu cei mai buni jucători care au trecut și care au jucat vreodată la această echipă. În fața noastră avem România de 5 stele cu cei mai buni jucători all time în jocul FIFA 22, dar avem și anumite echipe cum ar fi cea mai bună echipă a stele all time, dar și steaua din 1986 cu lotul exact care a reușit să câștige marea finală a Ligii Campionilor. Dacă doriți să achiziționați acest patch pentru jocul FIFA 20, 21 și 22 le veți primi pe toate trei. costa aproximativ 70 de lei și aveți Patreon-ul și Facebook-ul lui în descriere. Sigur ați auzit de acest mod cel puțin în jocul FIFA 21 și este foarte fain și pentru FIFA 22 și chiar o stau puțin să îl analizez. Avem Interul din 2010 și știm pe cine avem aici. Atât vreau să mă puțin. La Kivu, băieți, la Kivu, la Cristi Kivu. Mamă, de 85 OVR, are fața în joc dacă vom da un meci de sunt extrem, dar extrem de multe echipe interesate și chiar o stau puțin să mă uit și vedem că avem Steaua București, cea care a reușit să ia trofeul cu kitul specific, exact kitul pe care l-au avut și în acel moment. Cu Lăcătuș, cu Pițurcă, cu Balint, Bolon, Istoica, avem pe Duca Dam în poartă, băieți, pe marele Duca Dam de 84 VR. O avem pe Dinamo, cea din 1990, mamă, sponsor principal, Saniplast. În poartă, direct, Stelea, cu Lupescu, cu Lupu, cu Răducioiu Cioiu. Ce bine arată această echipă. Avem și câteva rezerve aici. O să trecem puțin și o să vă prezint acest peci. Avem și o echipă foarte mișto a lui Dinamo București. Practic aceasta este cea mai bună echipă a lui Dinamo all time. Cu cei mai buni jucători care au trecut pe la această echipă. Deci inevitabil foarte jos acolo le vedem și pe Deansorescu și pe Nedelcearu care au jucat extraordinar de bine la această echipă. Îl vedem și pe eu, pe Munteanu, al Munteanu, pe Zicu. M-am foarte mulți jucători. Mă uitam Țin după torje, dar nu l-am văzut, sau poate era pe aici, dar n-am fost eu atent. Avem FC Vaslui, băți, că o să facem câteva experimente cu echipa all-time, cu cei mai buni jucători a acestora, direct cu Wesley și cu Ada Hilton în poartă, cu Wesley de 77, vrea cu Varga, cu Sân, Martean și cu Stanciu, aici îndoie mamă, legenda îndoie Paul cu Cernea Usca să mi poartă cu Varela, cu Cucea, mă iubesc echipa asta, cu Tim Vangera, atacanturi de rezervă, cu Liviu Antal, mamă cât iubesc această echipă, este echipa mea preferată, echipa mea de suflet, fece Vasluiul, mă bucur și cred că o să câteva clipuri foarte interesante, mamă Wesley direct aici, echipa prime a celor de la FC Vaslui, cred că undeva în anii 2010-2011. Avem cea mai bună echipă a lui Pandurii, chiar mai recent. cea mai bună echipă a lui Pandurii cu, sigur, cu Alexandru Maxim, cu Chiricheș, vedem cu Pintili, cu Nistor, după cum am zis Adineauri, cu Răduț, cu Anton, cu Stanca, cred că voi cunoașteți echipa aceasta mult mai bine decât mine dar totuși arată foarte bine și această echipă. După care avem cea mai bună echipă, nu petrolul care vedem că este puțin mai bună. Îi îmbrăcăm în kitul uh, galben, că doar așa este frumos. O cu take și ira pe dreapta, laser, mamă, Alves, mamă, ce echipă cu Mocanu. Inevitabil trebuie să-l avem și pe Budescu aici la Petrolul, cu Oban, cu G, cu Grozav, cu Stoica, ce iubesc această echipă. Chit că n-ar fi fost ok, pentru că așa doar foarte, foarte puțin. Merge aici și un Adrian Mutu. Cu doar jucat, cred că jumătate de sezon, după care au plecat undeva prin India. După care urmează o echipă mult mai bună și avem cea mai bună echipă a lui Poli Timișoara. Dacă dăm să analizăm echipa direct în atac, l-avem pe Ganea, tatăl Ganea, pe Torcei, pe Contra. Mamă, oare avem pe Pantilimon aici în poartă, El pune pe Pantilimon, pe Varga, pe Rotariu, pe Poestea de cămă, Cu ce echipă interesantă. Și totuși, dacă ne uităm puțin la rezerve, pentru că Poli Timișoara a fost o echipă foarte bună pentru foarte mult timp. Da, mai avem, mai avem rezerve, mai avem, mai avem. Inevitabil îl găsim și pe Latovlevici, pe Popescu aici. Mamă și pe Goga, Petre, Popa, Bucur, Stoicov, foarte mulți, un coman. Cred că la această echipă s-au atins numărul maxim de rezerve, la cât sunt sincer. Nu cred că mai încăpeau să mai fie adăugați jucători. Cea mai bună echipă a lui Rapid, hai să o analizăm puțin și pe aceasta, ar fi... Mergea și un Rapid, dar probabil o să fie adăugată în scurt timp pe echipa Rapidului din anul 2005, poate 2006, cu, pe stânga cu Raț, cu Săpu, Naru de 79, VR, Badoi, Nicolae, Moldovan, Pancu, Pancu de 78, cu Răducanu în poartă, Interesant echipă cu Constantin, nu știam că o jucat și acesta la rapid. vedea pe Codreanu, pe Ioniță, oare este cel Ioniță foarte tânăr care îi activează și acum, bine, tânăr, atunci era tânăr că acum are cred că 28 de ani. Coman, Coman în poartă, Coman băieți, el merita să fie acolo, avem și a mai bună echipa Stelei All Time, dar seamănă extrem de mult cu cea din 1986, avem cea mai bună echipă și a Craiovei, Poate avem aici Craiova Maxima, Cămătarul cu Craioveanu cu Balaci, pe este 90 over Balaci, capitanul echipei cu Găman. Bine, el este aici alături de Balaci, că este echipa all-time, cu... Silviu Lung, dar nu-mi dau seama dacă junior sau senior, având 84 VR, sigur este seniorul, tatăl, cel foarte, foarte bun. Și normal că lângă Balaci, aici trebuie să fie și un Ivan, ca Balaci de apase lui Ivan. Negrilă, sunt doi Ungurean, o echipă extraordinară, opa, și portarul nostru italian și Bancu, de te vedem. O Mitriță nu lipsește, dar Mihaela nu l-am nu l-am a fost eu atent, dar nu cred că este Mihaela. Cam acestea sunt echipele care se află la momentul actual în acest patch, cel puțin din România. Trebuie să mai analizăm puțin și cea mai bună națională a României all time, cea mai bună națională cu cei mai buni jucători din toate timpurile. Dar înainte să prindeți echipa, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să spuneți în comentarii dacă doriți să facem un clip special în care facem o Super Cupa României, ca să o numim Super Cupa României să avem Steaua din 1986, unde o să avem Dinamo din 1990, care o să avem cea mai bună echipă all-time Alu lui FC Vaslui, Petrolul Ploiești, Pandurii, Poli Timișoara, Craiova Maxima, dacă vreți un clip de genul Super Cupa cu cele mai bune echipe să vedem ce echipă ar putea trece mai departe, dacă vreți un duel, nu știu, dau un exemplu, cea mai bună echipă all-time a FC Vaslui lui versus cea mai bună echipă all-time alu lui Poli Dacă vreți un clip de genul, nu uitați să spuneți în comentarii și să dați idei de clipuri dacă aveți. O să mai prezint uh, țin pe cel mai Juventus din 98. Avem foarte multe echipe la Rest of World, cum ar fi cea mai bună echipa lui CSKA, pardon, era Steaua Roșii Belgrad, aici CSKA Sofia, Dinamo Moscova, două echipe, Sofia, Ludos Zenit, mamă, echipe foarte interesante. Poate vreți să refacem duelul dintre Liverpool 2005 și sigur, sigur, da, cu AC Milan, dar din 2007, după cum știți, în 2005 a luat trofeul Liverpool, dar în 2007 AC Milan, mamă, ce interesant ar fi. Poate vreți câteva clipuri de gen. Avem uh, Bayern Leverkusen, de câte se pare, din 88, Dortmund din 97, Bayern, nu, dar Mühen din 2001, dar și cel din 2013, ce echipă ar fi oare mai bună? Bayernul din prezent sau Bayernul din 2013 poate face mai multe clipuri de genul? Avem Monaco din 92, Olympic Marseille din 93 care a luat, singura echipă din Franța care a reușit să ia acest titlu. Inevitabil vedem puțin și Galatasaray, băieți, hai să ne uităm puțin la Galatasaray. Îl avem pe Sucur, pe Jardel, cu Hagi cu Popescu, ce echipă aici. Vreau să mă mai uit puțin, dar nu-l avem pe Ilie, nu-l avem pe Cobra. Și acum, haideți băieți să vedem cea mai bună națională a României. Avem foarte, foarte multe naționale foarte, foarte tari. Of, cu kitul ăla Blanao și acolo clar s-a văzut că era Petrescu, dar acum, Dumitrescu. Dumitrescu pe partea stângă, cu Mutu un atac, cu Balaci pe dreapta, cu Hagi, cu Dobrin îl vedem direct o super națională a României cu Balaci, Hagi și Dobrin în aceeași echipă, cu Belo Dedici, puțin mai jos îl avem și pe Kivu, dar și pe Gica Popescu, și pe Dinu, și pe Petrescu, și pe Stelea. Dar aici doar părerea mea, părerea mea, eu zic că Silviu Lung, senior, a fost mai bun decât Stelea, părerea mea. La vedem și pe Lăcătuș, pe Dumitrache, și pe Dumitru, și pe Munteanu, Prodan, Stefanescu, Georgescu, Boloni, Pițurcă, Contra, mamă, ce echipă grozavă, poate vreți să fac un clip și cu această echipă, cu Mutu, Hagi, Dobrin și Balaci în aceeași echipă. Oricum, băi, sper vă plăcut foarte mult acest pe oricum eu ca român autentic că am analizat mai multe echipele din România, dar o să vreau să dau așa un meci, un Juventus, împotriva a cărei echipe. Uite, Juventus cu România, dacă tot am prezentat-o, Juventus și România, da, să o găsesc, că foarte, foarte multe. Direct dacă analizăm puțin și echipa lui Ventus, normal că avem un Izaghe, Del Piero, Zidane, Davies, Classic TV și puțin de acolo logo-ul Shadow Boy. Am haicuri urmează un meci foarte mișto Vreau să-i văd și pe băieți frumos cum intră Pentru că au și fețele în joc De aceea am vrut să dau Să vedem și fețele unor jucători Îl vedem acolo pe Stelea, pe Hagi Capitanul echipei cu banderola Clasic, clasic peci Echipa Juventus, mamă și aia Fantastica Ruzidan Vedem legendele în prim plan și le recunoaștem după față. Îl vedem direct pe Sir Ilie Dumitrescu. Alo, cine este la telefon? Sir Ilie Dumitrescu. Îl vedem și pe Adrian Mutu, mamă, freza lui. Nu știu ce varianta lui, cred că undeva când juca pe la Fiorentina, ce a ieșit foarte, foarte bine, nu știu, și chiar îmi place cum a ieșit, se vede clar că acesta este jucătorul. La Hagi a fost cea mai ușoară muncă cu folosit fața pe care o are deja în FIFA 22. Ludobren nu cred că i-a făcut fața, dar va urma să o facă și pe acestuia. Îl vedem și pe Belo de care acum a să și el din umbră. Îl avem și pe Cristi Kivu, cred că varianta din 2010, când încă nu avea căscuța. Mamă cât de bine arată acest jucător. Îl vedem și pe Gica Popescu, foarte frumos, capitanul Barcelonei. Cred că recunoaște pe acest antrenor, pe fostul jucător celor de la Chelsea, pe Dan Petrescu și pe Stelea, care se pare că are și acesta fața în joc. Dar îl vedem chiar și pe Inzaghi, Pedel, Piero, pe zi din Zidane cu cheria lui frumoasă din Ultimate Team. Și dacă sunteți jucător mai vechi de FIFA, sigur îl recunoașteți pe acesta, de aceea am ales Juventus că voiam să-l prezint și pe acest jucător. Un nou icon adăugat, mamă ce foarte reușește acesta. Îl vedem frumos pe Balac, Balac cu una de la distanță, l-a lansat să marcheze. Să-l vedem puțin cum celebrează și sper că v-a plăcut și cred că am mai zis foarte multe rea sper că v-a plăcut acest patch. Sper că vă place acest episod și sper că vreți să experimente foarte mișto cu acest mod. Dacă v-a plăcut acest episod știți ce trebuie să faceți. Păi băieți, meu este me Diez, ador acest mod. Am îl vedem de nou pe Gicuță. Numele meu este Diez, la toți, aveți o zi extraordinară. Vă salut!